Avocatul Ioan Chelaru a lansat sâmbătă o carte structurată în două volume în care vorbește despre viața sa politică, dar și despre cum ar fi fost România dacă ar fi avut Constituție revizuită. Avocatul Ioan Chelaru și-a lansat sâmbătă cărțile Ar fi fost prea frumos și Ar fi fost prea frumos revizuirea Constituției. Ambele volume fac referire la o perioadă când Ioan Chelaru avea în plan, împreună cu partidul pe care îl reprezintă, un proiect de revizuire a Constituției României, însă acest proiect nu a fost dus la bun sfârșit. Eram la un pas, obținusem deja toate avizele, urma să scoatem din Constituție, din cele 128 de amendamente, 24 declarații neconstituționale de curte și să intrăm pe camere și după aceea în procedura de referendum, care nu mai e așa de dificilă ca pe vremuri. N-a fost să fie. De asta am spus că Ar fi fost prea frumos. De acolo a venit titlul, într-adevăr. Sigur că Ar fi fost prea frumos și poate pentru mine, dacă la un moment dat, după ce luasem decizia să renunț la politică, aș fi plecat în altă parte. Sunt într-un moment în care cred că prin lansarea și prezentarea acestor cărți încheie o etapă în care spun de fapt și vă mărturisesc public ceea ce 12 ani, acolo în Parlament, 3, 4, 5 zile pe săptămână, am făcut. Invitat special la acest eveniment a fost Adrian Năstase, alături de profesorii Ștefan Deaconu și Georgică Severin. Cărțile acestea, care reprezintă un raport de activitate pentru aproape 3.000 de zile de viață, reprezintă un pretext ca să vorbim despre noi înșine, despre societatea noastră, despre felul în care funcționează puterile statului, despre rolul omului politic. În încheierea evenimentului, interpretul Vlad Miriță a susținut un recital deosebit. Stro d'argento placido.